Salutare prieteni, iată-ne din nou la pescuit, am ieșit de această dată să testez un fir nou, un IGECA Upgrade de 5 libre și aș vrea să-mi lăsați în comentarii care este firul vostru preferat pentru pescuitul la ultralight și de ce. Așadar, haideți să trecem la treabă. Da, ăsta este firul, un alb cu roz așa, vă spun de pe acum că este foarte subțire firul, da, de 5 libre, foarte, foarte subțire. Și nu putea fi o zi mai bună decât una cu vânt ca să testăm acest fir subțire. Așa că haideți să vedem cum se descurcă. Am schimbat și fluorocarbonul, nu doar textilul. Am pus un fluorocarbon de la Trabuco de 0.14, deci totul foarte fin astăzi. Și haideți să vedem. Ia să vedem, noi primul lanseu. Remarcă, se lansează destul de bine și pe vântul ăsta, dar nu mai face burtă atât de mare cum îmi făcea celălalt. Taie vântul mult mai bine ăsta. Fiind mult mai subțire, taie vântul super bine. Nu mai am deloc burta pe care o avem de la celălalt fir. Da, sunt super încântat. E ce trebuie. Deci chiar e ce trebuie. Îmi dau seama imediat. Deci vântul bate destul de tare și nu-mi face burtă. Uite, uite, primul pește cu firul ăsta. La primul lanseu. Mamă, și cum s-a simțit atacul pe un fir așa subțire. Hai sus, primul shallow. Ați văzut, prieteni, mă rog, primul strap. La primul lanseu a venit primul pește. Hai că am fost inspirat. Să ies astăzi, am ieșit mai târziu puțin, n-am mai ieșit pe timp de zi cum v-am obișnuit până acum. Dar uite că am activitate la primul lanseu. Hai. Ia uitați voi frumusețe de strap aici. Ce frumos e. Îmi poartă noroc firul ăsta nou. Da. Haideți să-l și eliberăm. Foarte mișto s-a simțit atacul. Hai. Fugi, tinere, gata, fugi. Să vedem dacă ia apă ăsta. Din câte știu, firul ăsta n-ar trebui să ia apă. Siglonul acela, după ce pescuiei câteva ore, începea să ia apă, să absorbă apă. Da, îmi cer scuze, e gălăgie. E trafic în floare la ora asta. V-am zis că n-am mai ieșit pe lumină. Adică la amiază am ieșit. Este ora 7 fără 20. Și traficul e ca la nebuni în București la ora asta. Oh, ce bine e când e liniște și nu e nicio mașină. Dar e pentru scurt timp treaba asta. Nu ține mult. O minune ține 3 zile și liniștea din București ține 3 minute. Maxim. Sau mai degrabă 30 de secunde. Nu 3 minute. Sunt curios cât de rezistent este fluorocarbonul ăsta de la Trabuco. Am avut mai de mult un alt fluorocarbon de la Trabuco, o variantă puțin mai ieftină, și n-am fost foarte încântat de ăla. Adică era ok, dar se rupea. La un moment dat se rupea. Dacă luai pești un pic mai măricei, pognea. Ia să-mi spuneți, prieteni, care este și fluorocarbonul vostru preferat. Că până acum al meu a fost sufix ăla. Doar că nu se mai găsește în stoc pe nicăieri. Am vrut să mai iau o rolă Sufix Super 21, fluorocarbonul acela. Era un pic mai rigid, dar mie îmi plăcea. Și nu-l mai găsesc pe nicăieri. Și l-am luat pe ăsta de la Trabuco. L-am verificat un pic acasă și pare să fie mai ok decât ce am avut eu acum 2 ani de la Trabuco. Părea mult mai rezistent ăsta. Uite, minciugul, am uitat să-l pun. Ia să-l pun eu. Acum că am și fir subțire, aș cam avea nevoie de minciug. În cazul în care vine vreun monstru. Că pe firul ăsta nu pot să mă bazez că îl scot în fir, adică nici vorbă. Un fir așa subțire și nici n-ar fi indicat. Uite așa. Punem noi minciugul frumos. Să fim precauți. Cum era vorba aia? Ori ești precaut, ori ești prost. Opa! Nu? Cine zicea vorba asta? Un mare intelect, sigur. Intelectual. Hai să prindem pește. Cred că o să insist mai mult pe locul ăsta, pe zona asta. Pentru că în trecut mi-aducea pești mari aici, locul ăsta.
Bine, zona asta nu au locul ăsta neapărat, dar am prins pești frumoși pe aici. Și de obicei, vă dau și vouă un pont pentru cei care mă urmăriți. Zona asta merge foarte bine după ce se întunecă. Și astăzi ieșim mai târziu la pescuit, de aceea am ales locul ăsta. Pentru că o să stau și după ce se întunecă puțin. Zona asta merge bine rău după ce se întunecă, la vreo 2 ore după ce s-a întunecat. Se activează zona asta. O să mă ajute mult firul ăsta, știți voi, când la iarnă, când or să fie atacurile alea nemice, o să mă ajute mult un fir atât de subțire. Deci chiar o să mă ajute mult. Ar trebui să-mi transmită și cele mai apatice atacuri. Ce ziceți, prieteni, să mai fac și o încercare pe lacul Mori, când n-am mai fost de mult? Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să merg să încerc și pe lacul Mori. Dacă vreți să vedeți clip și de acolo. Că văd că s-a mai răcorit, seara e bine și merge să stai la pescuit și pe lac. Seara așa. Uite-l, mă. He, ce l-am păcălit. Încă un strap. Hai că am început să păcălesc din nou strapii. Deci le place mai agresiv, mă, să joc guma. Ia uitați voi. Încă un strat. Stai. Mă. Hai că era să scap pe jos. Stai cu minte, mă. Mai și înțepat. Mamă, ce reflex am avut să te prind, prietene. Da, ăsta e frumușel. Frumușel, dar nervos. Hai să-i dăm drum. Fugi, măi, puștule, mă. Ce nervos e el. Hai că mai las guma asta, nu mai schimb, că văd că mi-aduce strapi. Dar am zis că dacă nu prind nimic, o schimb, dar o mai las un pic. Ia să schimb eu guma, că văd că vin destul de greu la asta. Adică vin, dar foarte greu. Și poate reușim să aducem mai repede peștele, de ce nu? Ia să vedem, voi ce ați alege. Haideți că vă arăt și trusa mea. Trusă trusișoară. Care e cea mai frumoasă gumă din țară? Ne luăm, uite, o creatură. Ne luăm, uite, una din asta așa cu roz și albastru. Ne mai luăm, uite, una din asta mai închisă la culoare, uite așa. Să vi le arăt și vouă, să nu ziceți că am secrete. Că m-a întrebat cineva cu ce gumă dai sau e secretă. Nu e secretă. Bun, astea trei, uite, și mai iau un. Uite că ăsta nu prea l-am pescuit, un din ăsta. Să vedem. Un Lanker City din ăsta, ia. Hai să vedem cu astea ce facem. Așadar, am pus celebra creatură. Încercăm cu asta, poate avem atacuri mai rapide decât cu cealaltă. Și haide să vedem. Dacă nu vreți la creatură, nicio problemă, dragilor, avem. Avem meniu diversificat azi. Ia să vedem ce găsim pentru voi. Ia că o pun pe asta cu albastru și cu roz, așa. S-au aprins luminițele, mă. Micul Las Vegas. Hai că poate începe peștele să mănânce. Așa e o vorbă din bătrâni. Că începe peștele să mănânce pe Dumovița după ce se aprind felinarele. Hai să vedem. Haideți că l-am luat, prieteni. Hai, vin încoa. L-am luat, dar aveam camera oprită. Hai că asta e mai greu un pic. Au venit la guma albastră. Au venit la guma asta albastră, mă. Da. Încă un strap. Stai cu minte. Încă un strap, drăguț. Mi-a plăcut lui asta albastră, mă. Oprise în camera, că ce credeți voi? Am plecat fără baterie la mine. Stai, mă. Și n-am cum să mai încarc camera. Și mai am 40%. Nu, am tot drumul la gumă. Da, încă un strap frumos. Hai să-i facem o poză să le liberăm. Ataca hotărât la guma albastră. Aveam camera oprită pentru că
Hai mă, du-te. Hai, hai, gata, s-a dus. Era dezorientat. Haideți că l-am, prieteni. Am mai luat unul. Hai, sus. Încă un strap din ăsta, am vrut să zic shallow, dar e departe de a fi shallow. Stai mă, stai mă. Stai cu minte. Da. Haideți să mă întorc să-l vedeți și la lumină, da? Da, încă un strap, prieteni. Am schimbat guma, n-a vrut la creatură, n-a vrut la nimic. Și a venit la aia mică de 2 cm. Hai. Fugi, mă, puștule, mă. Ia uitați voi, ce drăguț e. Hai, să-i dăm drumul, fugi. Gata, s-a dus. Așa, da. Haideți că l-am luat, prieteni. Am luat bibănelul. Ia uitați voi. S-a tăiat destul de rău acum după ce s-a întunecat, nu prea mai mănâncă deloc. Și am luat un bibănel la guma asta albastră. S-a tăiat, deci chiar nu mai vrea deloc. Da, ia uitați voi. Un bibănel micuț. Hai să-i dăm drumul. Fugi, puștulică. S-a tăiat rău de tot de când s-a întunecat. Rău, rău, rău. Haideți că am mai luat unul, prieteni. A atacat foarte hotărât. Ia să vedem noi ce am luat. A, un strap. Tot la guma albastră. Le place albastru azi. Stai mai puștule, mă. Încă un strap la guma albastră. Ce să mai... Hai. A atacat hotărât ăsta micu. Hai să-i dăm drumul. Fugi, puștule. Gata, și ăsta. Hai, poate mai scot unul înainte să plec. Haideți că am mai luat unul. He he. Am mai luat un strap. Evident, la guma albastră. Da, l-am păcălit și pe ăsta, ce să fac. Da, uite că... Opa, stai mă. S-a micșorat talia de când... De când s-a întunecat, au venit din ăștia mai mici. Se pare. Hai, să-i dăm drumul. Fugi, mă, puștule, mă. Gata, s-a dus și ăsta. Prieteni, dacă v-a plăcut această partidă, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și până data viitoare, vă salut! Mă duc acasă că e târziu.